Așa, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou live. Stați așa puțin. Stați așa puțin, mă băieți, mă, că a fost o zi lungă, mă, și pentru mine, mă. A fost o zi lungă. Așa, bun. Ce mai faceți, ce mai ziceți, cum mai sunteți? Cum mă mai duceți în lumea asta minunată? Zici că de-abia te-ai trezit? Nu, bro, nu, am avut o zi lungă, man, ce... Naiba. Așa, bun. Stați așa puțin. Nu știu cum au pe live. Stați așa puțin, ia. Hai mă că mă aud bine, mă. Hai mă că mă aud ok, mă. Hai că nu mai face microfonul ăsta fițe. Bun. Salut Alex, salut Adi, salut Entitatea, salut Petri, salut Alexandru, salut Pufi. S-a abonat cineva. Mărăcinean Andrei, mersi mult de abonare. Bă, stai, nu. Mărăcinea Andrei. Mersi mult de abonare. Facem rumor, da. Alex Florin, mersi mult de abonare. Azi mă puțin, băieți, mă, că dăm imediat drumul la rumor și la toate chestiile astea. Astea așa puțin, măcar pe contul potrivit. Mersi mult de abonare, Rafael Costache. Da, azi mă puțin, băieți. Eu sunt pe ăsta bun. Sau nu? Nu sunt pe ăsta bun. Ok. David Sabona, mersi mult de abonare. Scoate gândacul, îl scot imediat, mă, stați așa. Îmi poți da? Da, dar pe contul mare am... Pe contul mare am lista de prieteni full, deci... Maxim pe contul secundar, din păcate. N-am ce să fac, pro, cer scuze, na, n-am ce face. Ok. Gândac Power, da. Scoate, imediat, băieți, imediat. Citește în comun de sus. Și la mine a fost? A, e un club când sunt beat. Am văzut asta. Dați-mă, nu-mi dați invite încă. Tot așa puțin ca să ajung la mapele alea. Așa, bun. Nu e beat. Hai. Dăm drumul la rumor toate chestiile astea, așa că trebuie să schimb și scena. Bun. Perfect. Totul e în regulă. Fără invite-uri, deci intrați așa aici. Până atunci, stați că voi n-auziți, așa că băgăm aici. Sper că nu mai e ăsta. Pe fundal, dracu. Așa. Bun. Așa, bun. Pot să-ți trimit un edit cu tine și reacționez pe live, vezi că e cu melodia de Mewing? Ia, mă, ia! Chiar vreau să văd. Chiar vreau să văd asta. Nu e contul meu mare, by the way, asta. Adică, ce să fac ieri, Alexandru? Dar pune pe ecran video. Bine, pun. Bine, hai. Hai, dă-mi-l. Dă-mi-l. Vreau să văd, vreau să văd neapărat. Nu iar gândacul fără gândac, fără gândac. Bun. Stați ca să arăt iar rumul până atunci și... Ia. Ia, hai să vedem. Stai că trebuie să-l pun pe aici, pe... Au, luam emoții pere cu asta, fii atent. Media source, așa, browse, ia. Ce mi-a pus mama mea, ia. Hai să vedem. Eu muiez și o să mă duelez să fiu un Ia. adevărat Dar mogul. vedeți că eu n-aud. Am luptat deja cu Phantom Tex. Ce Ce drept? dracu, stați că eu n-aud. Eu n-aud. Stați așa puțin. Eu n-am auzit nimic din tot ceea ce s-a întâmplat acum, ia. Eu muiez și o să mă duelez să fiu un adevărat mogăr. M-am luptat deja cu Phantom Tex. Ce trec? Pe bune? Bro, gen, pe bune? Vreau să mai ascult o dată, ia. Eu muiez și o să mă duelez să fiu un adevărat mogăr. M-am luptat deja cu Phantom Tex. Ce trec? Băi, n-ai mă cum. Îmi poți da notă la cont? Ia, bro, ia. Tu ești Petri? Da, tu ești Petri. Deci, momentan aici vedem Diamond 2, cel mai mare rank al tău. 41.000 de trofee, asta 100% nu... Am început cu rank 28, 25, 25, 27, 25... Mamă! Bro!
numai pe Barley și pe Tick. Bine, de înțeles, Barley și Tick oricum sunt foarte grei de jucat. Mamă, Bibi 17. Mamă, frate, cât ai de 25, what? Mamă, bro, cred că te-ai chinuit ceva, mâncați-și. Cred că ai avut câteva reprize. Ai început Ren live-ul, da. Ai zis și dracu în același timp când ai zis și în video. Ce jucăm? Nu știu, acum apun. Poți să-mi dai și minute la contul de Brawl Stars? Hai mă, că vă doar la toți. Ia, hai, care mai e aici în room? Ia, tu ești Puffy. Hai, skin-ul ăsta pe Bonnie, nu-i mare, mă rog, așa. Ia, Monstro Fizz. Bă, Nani. Merge acolo în rang 25 la trofeele tale. Dar cine sunt eu să zic chestiile astea? Așa, bun, toate așa ca să punem sunda aici până atunci. Ce jucăm prima oară? Bun, punem. Sick. Așa, după aia. Care mai erau, mă, băieți, că nu mai știu. Așa. Și care mai erau? Și bun, începe sondajul, ia. Vă las aici, nu știu, două trimite. Bă, vezi că după live trebuie să vorbim. Ok. Vorbim după. O, bună ziua, domnul Skittle. Pus anotă la cont. Bă, da, vreți toți acum, mă. Dacă vreți, fac alt cont. Hai că cont. Fac alt live în care vă dau la toți note și gata. Mă jur, aș face asta. Nu-i mare lucru. Dar trebuie să-mi fiți și în room cu mine. Bă, sau n-ați vrea mai bine să facem ceva pe Discord de genul ăsta? The time has come. Yes. După atâta timp, Andy, bă. Eu sunt de mult. La ce te referi, Pofi? Am să o primă. Păi tu care ești din room? Că nu, nu știu. Nu știu care ești din room. Iulian ești? Dă notă sau ies? Bine, mă, bine, ai că dau notă. Dar vezi că nu merge cu șantajarea asta. Vezi că mă superi. Așa, ai skin-ul ăsta legendar. Nu mai spune nimica că nu o iau după skin-uri acum. Dacă vreți să facem un alt live complet pentru asta. Ia, rang 25 pelerin lorii. Doar atât. Ai dezamăgitor. Ai profitat de cât de OP era. Da, Iulian? Ok. Poți să mai dai codul odată? Ah, sigur, uite aici codul. Sau bă, faci cum făcea Mădălin care dă note la mape. Păi da, aia zic, aș vrea să dau note și la mape. Aș vrea să mai fac un live în care încercăm și mapele voastre, gen minigame-urile voastre. Aș mai face un live în care aș da și notă la conturi. Ren mă jignește. Cu ce mă te jignesc? Că tu mă jignești pe mine pe live pentru că mă șantajezi astea. Nu e bine. Dar să mai dai notă după o săptămână, adică. Să vezi atunci la culea 25. Ia mă, că se pune omul la puș, mă, ce... Da. Bun. Cât mai. Ok, mai sunt 3 locuri libere. Ce jucăm? Păi, ia să vedem ce ați ales voi aici. Hide and seek. Ok, jucăm hide and seek. Prima oară. Cine pune primul Mortis după mine, ia Mortis. Pe bază fac 100%. Bă, dacă zici tu că am văzut că ești printre primii acolo. Deci primul care pune pin cu Mortis după mine, ia Mortis. Alexandru i-a mortis, ok? Renu are numai două rang 25 ori, zice. Bă! Da, am doar două rang. Mă rog, am pe mai multe conturi, mai multe 25 ori. Am pe contul mare, pe Pem, pe Bibi, pe cine mai am? Pe Surge. Nu mai știu pe cine mai am. Dar mai am și pe alte conturi, pe Crow, pe ăștia. I-au mortis. Alexandru i-a mortis, pentru că el a pus primul pinul. Bun. Eu ce iau? Deci, fii atent cum se joacă. Asta ca să mă pregătesc. Deci, 9 Dynamite și un Mortis. Dynamite cu poate trebuie să fugă de Mortis în bui și așa să se ascundă, să fugă de el. Iar Mortisul, tot ce trebuie să facă este să numere 10 secunde și după aia să începe să caute. Dacă îi găsește, îi omoară direct pe Dynamite. Dynamite, în schimb, nu are voie să
îl omoare pe Mortis sau să dea damage în el, are voie să folosească Dino Jump ca să fugă, dar să nu dea damage în el, pentru că altfel va primi kick. Deja e prea mult, că la câte întâmplări de gen am avut, așa, mă rog. Așa, bun, perfect. Și cam atât. Rest, nimic. Ultimul Dynamite care rămâne în viața e Amortis după și primul o să primească kick în caz dacă o să fie rumă full. Vă zic de acum ca să știți. Ca să știți, gen. Stai, ca să iau Dynamite eu. Dar să așa ca să iau Dynamite. Unde e mă Dynamite? Așa, bun și hai să... Ultima șansă, bă, ultima șansă, 1 minut mai aveți la dispoziție. Intrați aici. Ren, ai văzut TikTok cele mele? Văd că ai dat like la unul. Am văzut că ai postat unul recent, de-aia am dat like. Bă, dacă faci note la mape, o să pui și cenzură, că poate fac eu un penis? Aia zic. Aia zic și eu, bro, o să pun normal cenzură. Ce notă am la cont? Bă, mă nebuniți, bă, cu notele voastre, bă, la conturi, bă. Bă, ce-i profile iconul ăsta? De unde e profile iconul ăsta? E ceva, e, a, e pe Loki Chester ăsta? E pe skinul ăsta, practic? Vine odată cu skinul sau ce? Bă, e mișto oricum. De-aia întreb. Are Loki Chester? Păi aia, da, e norocos omul. Ia uite, mă... Buster. Edgar. El primo. Mai e ceva pe aici care a scăzut sau ceva? Nu. Dar oricum, vezi că e bine. Stai, câte trofei ai? 35.000. Omul meu e în aceeași situație ca mine, decât că eu am toți rolurile, în afară de Melody. Ăla e din ranked? Deci sunt două profile iconuri ranked, am înțeles. Ok, am înțeles, ok. Bun, deci n-a mai venit nimeni, aia jucăm așa, luați toți Dynamite, numai Alexandru să ia Mortis și să dăm drumul. Bă, dar adevărul este că și am început puțin cam live, puțin cam târziu live-ul ăsta, dar n-am avut ce face, băiți. Mai bine mai târziu decât deloc, înțelegeți? Eu așa zic. Fi, poate după. Bă! Ah, ok. Nu l-am văzut pe Mortis inițial și am zis ce dracu. Bun, Alexandru acolo stai, nu știu, 10 secunde și vii după. Eu sunt primul român din România care a cumpărat contentul cu 7 euro după ce a fost dat gratis cu o zi în urmă. Pentru mine faci live până la 12. Adică, stai, te referi la 12. La ce te referi cu asta? Uite-l pe Adi aici. Mogărul nostru preferat. Nu ne-a văzut, băiți. 12 noaptea să ții live-ul? Dar n-ați vrea mai bine, mă, să-l închei pe la vreo 11 așa și ceva, ca după aia să mai am timp să mai și postez, o să mai fac clipuri până mâine, ce ziceți de asta? Ca să avem ce posta și mâine, gen. Și shorturi și astea o să... Bă, am niște idei de shorturi foarte interesante și idei de clipuri. Nu, nu, e, deja ești prea așa. Deja ești prea așa, bro. Mi-a dat cu lopata în cap, ma. Te super că am dat damage în tine fără să vreau, nu. Că altfel ziceam direct. E păcat, mă, că e duminică seara, mă, că dacă era sâmbătă sau ceva, mai ziceam, dar e duminică seara, băi, n-am ce să fac. Că mai faci momențuri cu mine? Sau cu ce? Cu mine? A. Păi trebuie să le strâng pe toate, mă, și mi-e puțin cam greu. O să-mi fie puțin cam greu. N-ai văzut cât de greu am postat pe momentul ăla cu Moon Gaming. Și aici nu e vorba mai mult cât de, e greu de editat, cât de găsi momentele, gen. Pentru asta ești nesi, de ce? Ce-am făcut? A murit miezăule, a, e! M-a omorât și pe mine. A, Adi Amortis. Ia uite mă, Adi Amortis. Mai aveți aici... Uite-l pe... Cum îl cheamă pe ăsta, că am uitat. Am uitat cum îl cheamă, pom.
Mă rog, ideea e că aveți aici codul de la room, în caz dacă vreți să mai intre cineva. Bun. Până atunci, vreau să văd dacă mi-a mai crescut short-ul ăla de pe contul secundar, dar nu cred că mi-a mai crescut. Nu cred că mi-a mai crescut, mă. Bă, da, stop joc. Mi-a cam crescut, mă. Interesant. Da, mi-am creat un alt cont secundar unde o să pun clipurile de pe TikTok, pentru că pe TikTok pun cu totul altceva față de YouTube. Și am zis, bă, decât să postez pe canalul mare, pentru că aia sunt puțin mai low quality și unele chiar n-au niciun sens, dar mă rog. Așa că am zis, bă, mai bine să diferențiez contentul de pe YouTube cu cel de pe TikTok, pentru că pare puțin cam prea ireal după aia să postez pe ambele același lucru. De-aia pun pe un cont secundar, ca măcar să fie acolo, în caz dacă lumii nu-i place pe TikTok cu gen. Ia, ce mai ziceți voi? E întrebarea mea. Prea bun rent, da, că noi nu am de like și de aici nesi. Bă, eu nu forțez lumea, îți dai seama că aia se mai întâmplă. Hai că dăm ready așa. Nici mi-e gândul la like acum că, nu știu, n-am pretenții că e și 9 jumate noaptea, știi? Cum te cheamă pe contul ăla? Ăla am pe comunitate, l-am pus pe comunitate. Ren, câte secunde număr 10? Ah, pot lua Mortis? Nu, bro, trebuie să rămâi ultimul în viață ca să iei Mortis, gen. Cine ia Mortis? Adi. Câte credite ai pe Melody pe contul mare? 1000, dacă nu mă înșel. Ren 1v1. Mamă, cum ar fi bă, să facem un live complet de 1v1, mă. Bă, de ce? Ai de viața și de soarta mea. Da, refacem rom, omoară mă. Sau hai că te omor eu. Dar ce vrei să te omor eu? Mai bine ieșeam ca să dau kick-ul ăla. Unde ești, bro? Unde sunt toți, efectiv? Haideți, mă, în mijloc. Bun, care mai e în viață? Mai sunt doi în viață, dar nu știu unde sunt. Aha. Da, deci pare rău, trebuie să ne omorâm pentru că cineva a decis să se flexeze cu skin-ul lui pe Bibi de 300 de gemuri. Double jump. Am încercat și mi-a ieșit de câteva ori, dar Ren m-a omorât, e nu, jurește fanii, te urăsc pe tine, bă, nu pe toți, numai pe tine te urăsc. Unde naiba, mă, bă? Bă, unde ești, mă, ultimul, bă? Nu, mai, nu ne jucăm mai din zic, acum trebuie să ne omorâm. Pentru că... Bre, unde e ultimul? Scoate un bot, stai, bro, așa. Unde? Bă, dar uite-mă pe Alexandru, mă. Hai, mă, doar omoară, mă. Hai, doar fă-o, hai. Doar fă-o odată. Aș și mai ieși din room. Hai, intrați aici. Și tu mă urăști? Bă, tu dai seama că glumesc, mă. Eu am vrut să fac double jump și am făcut triple jump, bă, mă, lași. Ai venit tu pe live? Salut, Ioan Marinescu. Păi, dar cum să mă mă pe live, ai nebunit? Cum n-ai să mă uit pe live? Nu mă mă pe live, ce e nebunit la cap? Lumezi dracu, strike. Nu de la tine, gen, dar la ce pui pe fundal? Bun. Nu, tot Adi rămâne să joace, pentru că nu-i corect așa, Puffy. Tot Adi rămâne să joace cu Mortis. Hai să jucăm. Dați ready. Poți să-mi spui doar eu. Ok. Ok, Ioan.
Bun. Care vreți să fie următorul clip? Hai, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, care vreți să fie următorul clip? Doors? Sau un joc horror? Mai ai link-uri cu star drop-uri? Nu mai am acum. Adi, dacă aș înjura un abonat, ar fi lemn. Nu, pe bune, că la chiar merită. Deci, ce clip vreți să fie următorul, gen, pe canal postat? Cu Doors, cu Roblox Doors sau cu jocuri horror? Cu un joc horror, pardon. Ok, hai că nu m-a găsit pe mine încă. M-a găsit, nevermind, omoară-mă, hai. Păi, mogărule, omoară-mă. Bun. Să pun sondaj, mă, cu asta? Aș pune pe la sfârșitul live-ului chestia asta, nu are rost acum. Bun, hai să creăm unul nou. Începem un sondaj. Ce minigame jucăm? Minigame jucăm după. Bravo Ice Skin. No, de fapt. Bă, să facem și Bravo Ice Skin. Nu știu ce să zic, băieți, că n-am nicio mapă eu. N-am mapă de Bravo Ice Skin. Mi-e greu. Ok. Și... Stai, cine am... Bă, ce prost sunt. Bă, ce prost sunt. Mi-a căzut... Băi, dacă mi-a ști, dacă mi-a căzut un cablu fix pe telefon. Ok. Tot hide and seek. Friendly battle, intrați aici. Intrați aici, băieți. Mamă. Alexandru aproape mă omoară, merită bana și fugi toată harta. Ba, Alexandru, ai grijă, man, că după aia îmi zici pe cea că de ce îți dau kick și astea. Bun, punem după. Mai jucăm două meciuri de hide and seek și după aia schimbăm. 8-bit run, Are voie să fugă? De fugit are voie, dar să nu dea în tine, gen, până când te omoară. Cine a câștigat? Da, chiar mă, cine a câștigat? Stai, Betalog. Iulian. Da, tu iei, tu iei. Iulian ia Mortis. A dat și super, atunci deja... Mai e room? Nu mai e room. Dar de ce erau azi pe Roblox și nu face nimic? Pentru că dacă deschid Chrome-ul gen, mi se pune automat pe Roblox, că sunt online. Nu că am intrat pe Roblox sau ceva, nu. Doar că, gen, dacă stau pe PC și e pornit Chrome-ul, e pornit și Roblox-ul, practic, în fundal. Ce nu te dai la edit? Habar n-am. E puțin cam ciudat, bă. E puțin cam cringe și ciudat. Mă rog, puțin mai mult cringe. Dar hai să nu vorbim despre chestia asta. Render nu e cu AI? Și ce? Scoate boții după ce intră toți? Păi aia zic. Alexandru, vezi că dacă mai faci cea o dată, îți dau kick. Pe bune vorbesc.
De ce poți să fie cringe că tu ai... Păi aia zic, e cringe că am zis și eu practic asta. Ai văzut că ți-am scris pe blog sau coment... Nu mai știu, nu cred. Că am văzut ceva, dar nu știu sigur. Am intrat mulți fani. Da. Bun, hai că... Nu, cred... Mai intră cineva? Să intre rapid, în, nu știu, ultimele 30 secunde și începem. Deci Iulian i-a mortis restul las Dynamite și ne ascundem și alea. Trebuia să bagi Roblox doar cu mine? Na, nu știu. Dar ce să-l înjuri pe lemn sau pe orf că și ei sunt abonați? Da mă, dacă ei mă știu mult mai bine și ei știu de Caterinca gen. Și ne înjurăm mai mereu noi de-aia. Ren, ai două șanse? Adică ce șanse? A, nu bro, fără șanse. Bro, jucăm normal. Așa, hai. Toți Dynamite. Deci dacă nu ia cineva Dynamite, îl bat. Da, mă, toți de treabă, mă, în seara asta. Mai fac live-uri duminica. Mai fac live-uri duminica seara, că vă păstesc cu minți. Sper că și rămâneți așa. Bă, mi-au copiat de la Baby Shark, bă! Hai că nu mi-am luat oricum copyright pe multe chestii pe Roblox. Am făcut live de 9 ore cu Roblox, după aia mă trezesc cu 7 copyright-uri de la jocuri, efectiv, pentru că au băgat ăștia developerii de la jocurile, le-au băgat niște muzici cu copyright. Nu mai știu cum se numea firma aia, compania aia care le punea pe Roblox inițial. Bă, și aia e. Ia, omoară-mă. Bine, mă, hai că mă omoră, vezi, a fost de treabă, omul. Nu ca ăștia care se holbează la mine după ce mă găsești, după aia arăt de mine și după aia mă moară după 20 de minute. Bun. Deci, ați ales Brava Skin. Ok, o să facem Brava Skin după. Dar sper că aveți o mapă, că eu n-am. Bă, aveți unul, vreo mapă, ceva? Că altfel n-am cum să fac. Ren, fii atent să bagi acolo să poți să cumperi cu puncte pe serverul Discord un gaming, un gift card sau chiar V-Bucks sau nu. Bă, stai mă! Oh, calmează-te, că asta e cu bani real, bro, și... Stai, bro, așa! Hai mă, să facem un... Cine pune un emote de Mortis, să-l ia Mortis, să rog, please. Păi, dar de ce gen? Că... Atunci nu mai e corect pentru Dynamic cu care câștigă acum, uite, spre exemplu, pentru... Cine a câștigat acum, nu știu cum îl cheamă, Laur, nu e corect faptul că eu acum o să fac chestia asta. De aia, e, hai că deja nu. Dar cu 1 milion de puncte, bă, e prea mult, Adi, e prea mult gen. Într-adevăr, dar merge, dar... nu știu, poate, habar n-am. Vedem după, vedem. Aveți aici codul de la room. Deci, Lauria Dynamite. Lauria Dynamite acum. Asta e ultimul meci, by the way. Hai să schimbăm și ăsta. Sau în fi atent să bagi acolo să poți cumpăr, să poți să cumperi cu puncte pe serverul Discord un game un rol epic care te lasă să ai un chat secret unde poți urui cu YouTuberul tău preferat, Ren. Deja avem VIP chat, gen, pentru server posteri. Am zis, bă, Lauria de Morty, stai mă, stai că-s prost. Nu știu dacă am zis Dynamite. Lauria Mortis, pardon. Da, să cumperi VIP chat. Păi da, e pentru server booster, gen. Nu, ia Mortis tu, stai că sunt eu tâmpit. Da, am zis Dynamite, ia Mortis tu.
Ren, ai auzit de jocul Slime Rancher? Da, am auzit. Ambele jocurile știu. Normal. Deși cine n-a auzit de Slime Rancher, n-are ce căuta pe internet acum, sincer vorbesc. Alnabi Rafael m-a pus ma pentru membri chestiile alea cu episoadele lui cu Slime Rancher. Mă enervează asta. Laur, nu-i Amortis, ia de nume că se iau Amortis, bro, Puffy. Nu, 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 nu facem așa. Laur, ia Amortis. Hai, hai să băgăm aici meciuri. Nu dați acolo de un like, poate facem și noi 20 până când îl terminăm. Eu am membru, ha, îți reînțelegi eu clipul, nici nu cred că poți. Deci toți luați Dynamic, numai la ori să-i amortis. Am văzut că ai tot e un joc top, merită episoade, da, am văzut asta. Am luat amortis, ai că ai luat amortis. Chiar mă supără dacă l-ai mortis. Uite mă, bă, ăsta vine să-mi pună Baby Shark mă în cap. Asta vine să-mi pună mie Baby Shark în cap. De ce faci mă asta, a? Bă, gămioși. Ia uite-l. El vrea Baby Shark. Ia uite-l. Baby Shark. Ia uite-i pe toți. Aaaa, nu se poate. Bă. Bă, ulu. Ce-a fost asta? Are Dino Shelly? Cine are, bro? Salut, Oprea Valentin. Bro, de ce are Shelly? What the fuck? Ce s-a întâmplat? Ioan, efectiv, e un băiat aici cu Shelly. Dar văd că nu-i omoară pe ceilalți, bă, că e de treabă. Măcar atâta. Ia o tărși pe pomul meu cu Baby Shark. Ok, entitatea, dacă e faci turum, dacă vrei. Rene bărbat puternic? Păi, normal. Ăla chiar a fost un moment pus pentru Ren Moments. Ăla chiar e un moment care trebuie să fie pus pe Ren Moments. Ren, ai jucat vreodată Slime Rancher? Nu, n-am. Ba da, am jucat pe PS5 dacă nu mă înșel odată. Când era gratis în PS Plus, dar dacă eu o să-l iau pe PC. Bă, Alexandrule, te-am văzut. Te-am văzut, Alexandrule. Vezi că nu prea e ochi buni în fața mea acum. Da, așa faci și A, e. Bun. Bun. Aveți și codul de la room. Facem Brava Skin. Îi mulțumim foarte mult lui entitatea. E de treabă. S-au scuzat dacă am întârziat. Nu e nicio problemă. Chiar dacă tu, gen, spuneai în comentarii tot felul de căcaturi. Doar pentru că n-am făcut eu live ieri. Ren, mi-am luat cu Fake Slime Rancher 2 și în 3 zile am terminat tot jocul. Păi la cât ai jucat, mă? A, acum ne-au omorât Mortis. A, păi, da, venit ăla așa, gen, și ne-au omorât. Vă rog doar să nu dați troll, aia e ideea, aia zic. Deci nu dați troll, vă rog eu frumos. Nu e așa lung, dar e mai lung decât primul. Ce momente pentru Ren fani ăla cu Mortis. Eu eram Mortis, mă uitam pe la portale și a tras un Dyna și m-am dus după el, am înțeles. Ce jucăm? Brava Skin jucăm. Dacă vezi un când... Să vezi când nu și spray eu, da mă, da, bine, o să facem așa, bine. Cu siguranță nu te știu. Da, e ok mapa. E ok, bă, e mai ok decât a mea, sincer. Nu e mai lung, e mai scurt. Pe bune, mă.
Tematică de rege. Dar chiar, mă, ce tematică să avem? Ia, spuneți. Ce tematică să avem? Să-l, gen, să ne bazăm pe ea pentru skin-uri. Animal, animal de vară, zăpadă. Fără tematică, aia zic și eu, că ar fi mai ok fără tematică, dar la minim 100% aducea vorba de ea oricum. De drac, ce mă, de drac. Fără, ia, spuneți, fără sau cu tematică, hai, spuneți acolo, fără sau cu. E mai ok fără tematică, băieți, că nu mai sunt persoane pe aceea care îmi zic că, bă, hai cu tematică, hai cu tematică, și după aia se plâng că n-au skin-ul pentru tematica aia, știi? Aia zic și eu, că e mai dificil așa. Dacă nu toate skin-urile din joc, după aia e un chin. Fără. Uite că lumea acum zice fără. Mai e altceva acum. E mai de înțeles. Fără tematică mai bine, ia auziți, mai bine, mă, fără tematică. Chiar e mai ok. Ia, toată lumea, ok, hai, dacă îi facem fără tematică. Păi rămâne slime, cel unul a fost early access câțiva ani, acum nu mai e în early access și slime în... am înțeles, Adi, dar totuși, cred că Slime Rancher 1 a fost... Nu, Slime Rancher 2 a fost... Băgat în 2022? Când mai a fost lansat Slime Rancher 2? Mai intră cineva? Nu, cred că mai intră. Cred că poți să dezactivezi ultimul loc. În septembrie, dacă nu mă înșel, Adi, nu? Ready? Bine, mai. Hai, dacă ei jurizeze o primă meci, după aia, nu știu, poate un meci jurizeze și entitatea. Habar n-am, vedem. N-am niciun de ăsta cred. Bun, hai. Hai să vedem. Deci, fără tematică, alegeți orice skin vreți, doriți și ce aveți. Dar chiar, mă, până atunci să facem următorul sondaj cu ce... Ce minigame facem după? Ce minigame după? Un... Așa, bun. Deci, ce avem aici? Holy shit, ce skin-uri mișto! E prima oară când văd skin-ul ăla Marauder Mage sau cum naiba o cheamă Mage. E prima oară când văd. Mamă, ce dificil e! Cred că primul skin care o să-l duc de aici o să fie ăsta pe Colt. Îmi cer scuze, Adi, dar cam așa este. Toate sunt mișto. Holy shit. Toate sunt mișto, nu știu ce să aleg. Mamă, ăla pe LOL, ăla e foarte rar. Dar dacă am văzut o persoană care să-l aibă. Dar oricum, ne luăm după loc, nu după cât de rar sunt. Deci, nu știu, mă, ce să... Mi se pare că skin-ul ăsta e puțin cam overused. Ăsta lui Rico. Așa că o să-l iau pe ăsta. Mi se pare că e puțin cam overused. Demonic Bo, și ăsta e cât de cât ok. Sau mă rog, Underworld sau cum aibă se numește. Phoenix Crow, tot asta. Bă, dar și ăsta pe Mizi e puțin cam urățel, sincer. E puțin cam urățel și ăsta pe Mizi. Bă, ăsta Santa Stu chiar e ok. Sincer, își merită gemurile și astea, chiar arată ok. Nu știu, mă, pe cine să vor acum. Phoenix Crow e chiar ok și ăsta, mai ales Phoenix Crow, ce să zic de el. Nu știu, Underworld Bro, nu știu, Underworld Bo, ăsta nu prea mi se pare atât de interesant. Pe lângă ce, astea arate Cobra Lola, Cabocea Fang și ăsta e mișto, într-adevăr. Dar nu știu, mă. Îmi pare rolul ăla. Din păcate, e timpul să mori. Dacă nu mori acum, o să mor din cauza la... Ia uite, mă, ăla e bilul ăla ce fuge. Aia, Puffy, vezi că mă supăr pe tine. Așa, bun. Cine să câștige, băieți? Cabocea, Feng, Santa Stu sau Phoenix Crow? Ai ieșit la exe pe un gaming să iasă, bro, nu-mi pasă. Cine să câștige? Feng? Cine să câștige, băieți? Câștigă-s tu?
cine să câștige? Santa câștigă? Nu știu ce să zic. Nu știu, mi se pare că ăsta pe crau e top, e top ăsta pe crau. Nu te ce pe toate, efectiv. Ce a făcut Iralex? Păi... le-am scos la tot staff-ul. Ok, dar bine, nu Iralex a început toată chestia asta, Vali a început. Nu știu dacă știi pe Vali. Mă rog, ideea e că Vali a început să-mi zică în privat că, bă, nu merită, îmi plăcea serverul, că nu știu, doar pentru că i-am scos staff-ul. S-a plâns omul în privat nu știu cât timp, doar pentru că i-am scos staff-ul, pentru că am făcut un alt proces de a aplica pentru staff și am scos pe toți pentru că mulți nici măcar nu aveau levelul necesar pentru a putea aplica pentru staff, așa că i-am scos pe toți, i-am zis, bă, dacă vreți să aplicați iarăși, faceți levelul respectiv și vă accept după, că vă știu gen, deja știm toate chestiile astea. Bun, și cam asta e gen. Poți juriza? Nu, nu cred că facem așa. Îmi pare rău. Dă 10 membri gratis. N-am membership încă activat. Dacă vă uitați pe live-urile mele, evident, o să am membership în, nu știu, 2-3 săptămâni, așa. Hai că da. Numai dacă nu fac live-uri numai cu rumor cu abonați și nu mai am viața socială. Pot eu să jurizez sau îți dau kick din room, pufi, ce să, nu, mă rog, nu eu, entitate, dar hai. Păi nu o vezi pentru că n-ai level 20. Ba da, ai level 20, tu stai, tu ai level 20. Rolio, nu mai scriu mesajul ăla de sus. Ah, ia, stai, ce ai zis? Și aveam PS4 atunci când se băgase Slime Rancher 2 și se băgase doar pe Xbox și eram supărat rău, ma. Nu-mi place, bă, nu știu, limita asta lor pe care o pun ăștia de la Xbox. Mai ar fi cu Forza Horizon, de ce nu băgați și pe PS, ești nebun? Aveți rival? Bun, ce avem aici? Du-te, bă, care e pup Spike. Iulian, ai grijă, man. Cred că skin-ul care mi se pare puțin cam boring de aici și care nu prea are nicio treabă este ăsta Lulu. De ce? Adi, cer scuze, dar de ce există un skin pe Lu care e rege și are un nou înăuntru? Bro, eu niciodată n-am înțeles chestia asta. Care e faza cu ouul ăla? Bun, creșteți, Daryl? Din nou, ăsta e un alt skin foarte overused. Nu prea îmi place. Ăsta, cum naiba se numea pe Rico, Firefly. Ăsta, Gami Bernita, chiar mi se pare ok pentru că are trei variante. Ăsta roșie mi se pare și asta interesant. Creșteți, Daryl, îmi pare rău, dar... Și asta e mișto, dar pe lângă chestiile astea, uite, ăla e cu rahat. Cred că cu rahatul câștigă. Cred că rahatul câștigă. Pe cine mai avem pe aici? Ia. Gami Bernita, ăla pe Shelly, mai știu cum e, și Pirate Bibi și Sultan Carl și Pup Spike. Îmi pare rău, Nita, dar trebuie să te omor. Cine mai e, mă? Cine să mai moară? Ăsta lui Carl mi se pare și ăsta ok, dar... Îmi cer scuze, Shelly și a rămas Bibi cu Pup Spike. Cine câștigă, băieți? Ia. Bibi sau Spike? Hai, vă las pe voi ca să nu mă înjure pe mine lumea. Bibi sau Spike? Care câștigă? Deci... Entitatea câștigă? Bibi, Spike? Spike? Ia, auzi, mă. Lumea votează Spike. Spike. Deci îmi pare rău, Bibi a câștigat entitatea. Respect, bro. Da, vere, PlayStation nu pune toate jocurile de pe PC și Xbox, deci nu ar face să jocuri, făceau mulți bani. Păi nu, fii atent. Multe jocuri sunt, au ca publisher Xbox-ul, practic, și Xbox-ul vrea să aibă foarte multe jocuri exclusive, gen, ca să, evident, să câștige bani, să ia lumea Game Pass, astea, știi? Cel mai de rahat skin pe bune. Hai să jucăm Midmiran. Încă două meciuri de Brava skin și după aia schimbăm. Mai vrea cineva să intre înainte să mai dăm un meci?
Nu cred că mai e cineva care vrea să intre. Așa, ca să-mi termin ideea cu Vali și cu Iralix, Vali aici de pe server pentru că i-am scos staff-ul. Și evident că Iralix este ca un fel de mâna lui dreaptă, al lui Vali, gen, și a ieșit de... A ieșit de pe server. Și asta arată foarte multe. Cum se joacă? Păi, îți alegi un skin, te flexezi cu el și sper ca, nu știu, eu sau, mă rog, da, în paranteză, eu că o să mai fie cazuri în care o să jurizeze și alții, dar gen, eu în mare parte va trebui să-mi placă skinul ăla. Dar să luați și voi un skin care e puțin mai răruț, nu doar, nu știu, mă rog. De ce ai pus rău de cote creator pe stela de prieten? Pentru că e mai important. Nu, Val era prietenul meu? O fi, frate, că și al meu era, dar să faci rău pentru un grad mi se pare stupid. Tot el a ieșit, a fost alegerea lui nume. Nota de radical din 64? Hai că a intrat la Lucas. Bun, deci toți luați un skin. Ce faceți, frate? What the fuck? Dar vreau, nu mă plâng că n-am... Băi, și dacă ai avea staff, gen... Eu dacă n-aș fi fost ownerul Moon Gaming-ului, fiate cum făceam, și primeam din mode, practic, aiurea, eu încercam să aflu care e situația. Ajungeam la o înțelegere cu aia din staff, pentru că mă știu foarte bine cu ei. Acum hai să luăm în locul lui Vali. Gen, eu în locul lui aș fi înțeles situația, aș fi încercat să înțeleg situația și aș fi ajuns la o înțelegere. Și gen, l-aș fi întrebat, bă, dacă fac aia o să ajung chiar în staff și, practic, după aia, nu știu, lumea era normală. Ren, pe varianta China, Brostra s-a pus chat, poți vorbi de ce nu bagă și la noi, pentru că ar fi haos, man. Ar fi prea mult haos. Și în plus, acolo sunt numai chinezi. Pentru că jocul ai făcut numai pentru China. Dar aici, ce naiba, eu vorbesc română și la vorbește engleză, ce naiba. Ready? Ok, hai, ready. Ce mai bine e când ai Discord? Bă, să știi că și pe Discord faci multe chestii interesante, să știi, nu știu. O zic din 3 ani de experiență făcute servere și astea. Hide and seek și... Mă rog, după rațele. Deci ce avem acum, ia? Are loc ce să rămân, nu? Bă, toate sunt mișto, mă, dar... Ăsta pe Edgar mi se pare... Și ăsta mi se pare... Bă, nu fa asta. Nu fa asta, Edgar. Știu că nu e ok, Puffy, știu, dar, na, îmi cer scuze, man, oricum, doar e for fun chestia asta. Ăsta, Mariposa Piper, care e mișto, Dino Leon la fel, Surge Kong și ăsta interesant, mai ales că are 4 stage-uri. Ăsta, pe Carl, e puțin cam, nu știu, exagerat, pentru că e doar o variantă a lui Captain Carl. Adi, skin-ul ăsta e decent, ce să zic, Loki Chester normal, Light Mecha Bo, dar cred că va trebui să aleg, man, îmi pare rău, Petri, dar e doar o variantă mult mai ciudată a lui Captain Carl, mi se părea mult mai interesant skin-ul ăla dinainte care era cu Star Points, cu barbă neagră, ăsta albastru mi se pare foarte nasol, nu știu de ce, nu știu, nu mi se potrivesc culorile lui, mai ales la tematica aia. Tu ce faci, mă, tu fugi de mine, ia vino încoa, mă, că oricum tu urmai. Al naibii, mă, hai, vin încă, hai că deja e... Așa, bun. Dino Leon mi se pare cât de cât ok pe lângă astea alte... nu știu ce să zic, man. Și ăsta al Otis, da, skin-ul pe Otis, gen. Și ăsta mi se pare wow, Loki Chester, ăsta o să ajungă printre ultimii 3. Mi se pare foarte interesant skin-ul ăla, mai ales că are vreo 5 atacuri diferite în pana mea. Băi, nu știu, cred că Dino Leon urmează, cer scuze, man, aia e. Light Mecha Bo mai rămâne, Mariposa Piper mi se pare foarte interesantă, cer scuze, Surge. Oni Otis, așa-l chema, nu? Nu știu ce să zic. Cred că omor pe Piper. Pe Oni Otis și rămân ăștia doi.
Dar cine să câștige? Nu știu, mi se pare că Loki Chester întrece mult like me ca bou. Întrece cu mult, bro. Irena a câștigat, let's go, GG. Mi se pare foarte interesant Loki Chester. Renda de cei mai mult în total skin-ul meu e 249 de ge... Nu, nu e 249 de gemuri, este... Bă, cât costă? 29 de gemuri plus 79? Costă 98 în total, bro, what? De fiecare dată pierd pe locul 6, îmi pare rău, bro, dar oricum e for fun. Jurizez, te rog, nu, de data asta nu, îmi cer scuze, man. Poate pe live o să facem, nu știu, să fac eu un room și eu de atunci, dar o să fie prea mult house după. Brain damage, e clar. Hai să ne jucăm 8 biran, nu, imediat, stai așa ca să pun și ăsta. Hai de sick. Ăsta e ultimul meci de Bravo Skin, by the way. Care mai era, mă? Hai de sick și rațele, bun, rațele. Hai, votați acolo ce vreți voi. Da, mă, da, că eu sunt bogat în bani, dați ready. Da, că eu sunt bogat în bani, ca astea, adică, n-ai bine mai ce să mănânc pe stradă și tu vrei să dau brol pe... Nu, glumesc nici chiar așa, dar nici să-mi permit să vă dau o brol pe sole așa. Ca și cum m-ar arunca elicopterul cu trandafiri. Nici chiar așa, mă. Ia mă, ce ați votat, ia. 8-bit run. Let's go. O să vă explic după cum se joacă jocul ăla, minigame-ul ăla, dacă nu știți. Cum îmi place, de fapt, cât de interesant e skin-ul în sine. Da, practic e părerea mea, dar nu o luăm după preț pentru că mi se pare bullshit faza asta cu prețul. Dacă, bă, ar fi o idee, pe bune, ar fi o idee să faci și chestia asta cu cât de OG este, cât de scump este. Și după aia, dacă sunt ambele, dacă ambele au același preț, să ne luăm după cât de decente sunt ele, practic. Ren, jucăm Frank B bă, 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 nu, 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 stai, mă, bă, Frank Ball, nu Balls. Ce dracu, mă. Ok, că, cred că era cineva offline. Bun, hai să vedem ce skill-uri ne mai așteaptă. Viking Bull. Magma Mandy. Aolo, skin-ul ăsta e cel mai tare, bro, din tot jocul. Da, păi... Ăla, Barbarian King Bull, mi se pare chiar foarte interesant. Nu știu, mă, ce să zic. Îmi pare rău, Viking Bull, aia e. Cer scuze, Ioan. Ăsta pe Dynamic, e și ăsta interesant, arată cu PSG, este colaborare oficială, dar... Dacă o luăm așa, skin-ul ăsta e doar o variantă a skin-ului Coach Mike, care s-a lansat după un an de la lansarea celuilalt. Dar, avem pe cineva care dă bypass. Iuliane, îmi cer scuze, ma, dar trebuie să mori. Burger Loop mi se pare foarte underrated, dar în același timp, pentru că aceste skin-uri, n-am ce să-i fac. Barbarian King Bull are, trage cu elixir în pana mea. E prima oară când îi văd efectul de la ultimata la Spike, what the fuck. Așa, bun. Bă, dintre astea două, aș merge mai mult pe ăsta alt, îmi cer scuze, Petri. E mișto și ăsta, e mișto și ăsta cu PSG, dar pe lângă... Alt, na. Cine mai mă... Barbarian King Bull mi se pare foarte interesant, dar cât să țină pe lângă celelalte skin-uri, man? Nu știu ce să zic. Îmi cer scuze la oricum. După aia rămân aceștia patru. Și ăsta pe Cordelius mi se pare foarte interesant. Îl am și eu. Nu știu, skin-ul pe Dynamite. Îmi place foarte mult și animația de la Magma Mandy, deci au rămas ei 3. Dar oricum, cred că toată lumea știe cine o să câștige. Tu un Spike mi se pare cel mai unic skin din tot jocul.
Dar dintre ei doi, parcă mai mult aș merge pe Magma Mindy. Îmi cer scuze, entitatea. Bun. Deci au rămas ei doi. Evident cine o să câștige. Magma Mindy pe locul 2 și Toon Spike pe locul 1. Pentru că skinul ăsta e efectiv un skin 2D. Într-un joc unde ponderele sunt doar 3D de aici, na? Fine, ai pus mâna pe țigară. Da, am pus. Am pus. 59/90, habar n-am, nu-mi pasă. Rune, am câștigat, ce părere ai? Păi, ai luat un Spike. Eu, practic, m-ai întrebat pe mine dacă vrei să-i... dacă merită sau nu un Spike, deci, practic, e meritul meu, nu al tău. Na, hai, glumeam, îți dai seama. Când e ziua ta, 18 decembrie 2000... Bă, stai, nu trebuia și anul, dar gen, da, 18 decembrie 2006. Salut, Alex. S-ar pot să intru? Da, stai așa că trebuie să schimbăm romul, pentru că... dumneavoastră... oameni buni, ați ales, nu-i mă, 8bitran, să jucăm 8bitran, aveți aici codul, o să o arăt după dacă e cum se joacă, așa, Renule, am cumpărat Buckshot Roulette, s-a meritat, da, pentru că o să se bage multiplayer și o să ne jucăm cu toții, o să fie cel mai insane joc de pe lumea asta și o să bubuie iarăși. Lutun Spike e doamna ta radical din 100 pe 2, asta cât ar trebui să fie, radical din 100? Cât e mă radical din 100? 10, nu? Sau cât e radical din 100? Nu-i 10? Bă, sunt eu handicapat? Măsica, ați ales să jucați pe mapa mea, mai ales Luren? Nu. Eu ar trebui să-ți mulțumesc, pentru că eu n-aveam nicio mapă și aveam mapă contumare și nu vreau să... n-am chef acum să-i trupă contumare, pentru că e milene. Mă rog, sunt... nu e așa de simplu, dar hai. Practic, asta este povestea scurtă. Cum se joacă? Bun, hai că vă zic. Deci, aveți aici codul. În caz dacă vreți să mai intrați, dați puțin mai hotel la live, că oricum n-am chestia aia care să fie numai în direct. Dați mai în spate pe live și vedeți codul. Deci, cum se joacă? Avem nevoie de 8 8-bit, deci 8 persoane care se ia 8-bit, o Colette, o persoană care ia Colette și o persoană care ia Frank. Colette și Frank sunt în aceeași echipă. O să fie foarte multe cutii la spawn, iar... practic, Frank trebuie să le apă toate, trebuie să au toate power cube-urile. După aia, 8-bit merge în mijloc, toți 8-bit merg în mijloc acolo, în pușurile acelea. Iar Colette, după aia, va trebui să-și facă ultima ta, dând în Frank, practic, dar să aibă grijă să nu-l omoare, pentru că, evident că, dând în Frank, așa-și face ultima ta și Frank este esențial meciului. După ce-și face ultima ta Colette pe Frank, o să trebuiască să dea peste lacul acela în buș, la nimereală, până când îi împinge pe toți 8-biții aia în jump-endurile alea și dacă 8-bit ajunge peste acel jump-end și sare în cealaltă parte, o să piardă. Dacă toți 8-bit mor până când vine zona, câștigă Colette cu Frank. Dacă e viceversa, adică dacă nu o să îi moare pe toți, o să câștige 8-bit. Bun, perfect. Codul e aici. Cine vrea să mai intre? E cineva care n-a înțeles? Ren, trebuie să se juri tu abonați în afară de Olu și Link sau să se șteagi canalul, ce pe să ne juri? Nu răspund la această întrebare. Joc 8-bit? Hai, fiți atenți cum o facem. Fiți atenți cum o facem, băieți. Am uitat complet de faptul că am nevoie de... de site-ul ăla cu... roata norocului, așa că, așa bun, am pus aici F10, nu F11 și schimbăm scena. Dați mă băieți puțin că nu-i frumos. Bun, hai că se vede, puțin cam ciudat, dar practic se vede. Asta e ceea ce contează, unde e image. Bun, hai să vedem cine pică băieți. O luăm după ordinea care sunteți voi afișați la mine în room, practic. Deci, cine e Colette? Hai să vedem. Cine e Colette? Ok, eu iau Colette. Ok. Eu iau Colette. Și cine ia... stai ca să șterg unul de aici. Cine ia... Frank? Iulian ia Frank.
Iulian din Rumia Frank. Deci eu cu Iulian suntem colegi Frank și toți restul luați 8-bit. Iar la tine îmi cer scuze, mana, e... Se mai întâmplă. Deci... trebuie să ia toți 8-bit. Bun, eu iau Colette. Bă, eu am Colette pe contul ăsta, nu? Ai cu am pe Colette, dar nu știu unde e. Bă, m-am speriat pentru o clipă, du-te de aici. Am uitat pe Colette. Bun. Trebuie să iau Star Power-ul ăsta, deci trebuie să-l luați neapărat. Dacă o să picați voi Colette în viitor, trebuie neapărat să-l luați Star Power-ul ăsta, care dați push, practic, la brawleri, ultimata. Ăștia n-ați luat 8-bit, toți. Am voie să fac și eu super pe Franks? Nu. Deci 8-bit, toți 8-bit trebuie să stea doar în bush, atâta. Ei n-au voie să facă altceva, deci doar atât. Numai Colette are voie să dea în Frank. Iulian, tu măcar ai Frank? Ia stai. Are Frank, m-am uitat. Are Frank omul. Renfaj, cred că ar merge mai mult cu clipuri cu ăla, Adi. Ce skin e bunatic pe Colette, ai Ren? Da, l-am luat în 2020. Mă rog, cu gemuri free to play. Da, sunt ready. Păi să mă chem Ren. Ren mă chem pe... Da, o să te chem, da. Păi ia gradul de la canalișorul, ca o să dau tag. Nu uitați. Bă, stai, bă, stai. Prank trebuia să ia power cube-urile. Hai, Iulian, ia power cube-urile. Iulian, ia power cube-urile. Bun, Andy, știu unde trebuie să mergi. Există grad? Da, am făcut grad. Bun, hai să... Bă, mamă, mâncați-și sufletul, stai bă așa. Stai așa, vercule. Bun. Aia e. Nu se poate așa ceva, mă. Este, mă, este, l-am prins și pe Ioan. Și Buddy, let's go. Ah. Bă, nu vă omorâți, mă, între voi. Bun. N-ai voie să faci asta, Iulian. By the way. Ia uite, mă, poame mi... Bă, stai mai așa, păi... Ia, că l-am prins și pe Andy. Mai e cineva măcar? Da, mai era entitatea. Atât? Mai e cineva? A, mai e Mugurel. A, ok, deci mai e cineva. Eu doar verific să văd dacă mai e cineva. Îmi cer scuze dacă dau un voi, că nu, practic nu-i corect, știu. Ok, am înțeles, Mugurele, tu ai câștigat, let's go. Nu ai drept, bă, nu că n-am dreptul, dar gen, am voie, dar dacă dai în diagonală există riscul ca să nu-i împingi, asta tot ceea ce am zis ultima oară, că aveți voie să faceți asta, dar din nou există riscul de a, să nu-i, nu știu, să nu-i împingi pe aia care îi apuci, dacă apuci pe cineva. Bun, deci cine este, hai să vedem cine o să pice, Frank și Colette. Cine a rămas? Ultimii doi. Hai să vedem ultimii doi. Cine a rămas în viață după?
Petrică Mugurel. Bun. Ghiciți cum facem, băieți. Petrică Mugurel, ghiciți cum facem. Nu asta aveam să fac. F11, duplicate și acum punem Mugurel și Petri. Așa. F11. Schimbăm asta. Cine câștigă ia colet. Ok, aparent Petri ia colet. LOL și Mugurel ia Frank. Bravo lor, aplauze, aplauze. Bun, perfect. Așa. Unde este 8-bit? Mă, sunt idiot. A, uite-l. Deci, cum am zis, Colette trebuie neapărat să ia primul Star Power, ca altfel nu se poate să fac nimic. Facem 1v1. Ok, ești de pe live, pentru că nu-ți fac pe live-ul ăsta 1v1, îmi cer scuze. Toți restul trebuie... Sper că ați luat-o 8-bit. De ce n-ai ba King a luat... Da, what the fuck. Dacule, mâncați aici. Ok, hai că am înțeles, oameni. Aveți grijă să nu vă urmăți între voi, totuși. Petri, poți dai... Mama, e grijă, Mugurele, mâncați-și. Aia zic, Petri... Trebuie să fii mai înspre lac aici, trebuie să fii foarte aproape de lac, altfel nu o să poți face nimica. Dă-le la și pe... Francule, du-te înapoi, mâncați-și. Du-te înapoi, Francule. Trebuie să fii foarte aproape de lac. Și trebuie să nu dai în diagonală, ci trebuie să dai drept, pentru că altfel nu o să poți să dai. Nu o să poți să-i împingi destul. One up, let's go. Bă, stai că e fix la mine, omul. Ia uite, mă. Cine e Daga, abar n-am. Bă, pe nimeni n-am la bă, omul meu. Toți suntem aici. Ne-a luat, bă. Ne-a luat, bă. Ia vină, mă, încoace. Bă, mi-am dat gadget-ul ăla, mă, dacă l-am. King? Trebuie să fii mai atent, bro. Bun, hai să vedem cine a mai rămas. Trebuie să fii mai atent. Te-a omorât? Cine te-a omorât, man? Cine te-a omorât, bro? Te-a omorât Frank? Ce că-i merge telefonul singur? Frank după aș live cu 1v1? Nu știu. Dar nu o să mai dau niciodată exactă pentru că s-ar putea întâmpla ca ieri. Bă, cum o să meargă telefonul singur? Ai nebunit? Mugurel m-a omorât? Da. Reluăm meciul, băieți. Reluăm meciul. Eu am încredere în Alex și știu că n-a făcut asta pentru că îl știu pom. Dar acum dacă a făcut chestia asta, intenționa așa cum a bagă ca scuză chestia asta... Mă lăsați până în vară, domnule Andy, n-am cum să accept că sunt live. Poate după live? Păi ce facem? Reluăm meciul. Luați înapoi Frank și Coleta, că v-ați luat altceva. Da, lasă Colet, Petri, reluăm meciul. Arena a cumpărat din greșeală oferta de 250. Da, mă, da. Nu zic să accepti? Adică, atunci ce vrei să zici?
Când ai 15 ani. Stai că mi-a trimis ceva, Slambor, în privat, ceva important, aparent. Salut! Nu trebuie să ai 16, bă, de unde luați chestia asta, că trebuie să ai 15? Bă, nu mai dați mine, mă. Tu și Ghost, asta, chestia, de unde le luați? Că acolo menționează 15 ani. Bro. Asta mor tu că a zis Wolf că trebuie să ai 16 ani. N-a zis Man Wolf, what? Salut, Claudia. Sau bună, mă rog, nu știu dacă ești băiat sau fată. Ce-a trimis omul ăsta? 15. Bun. Deci, e clară treaba, băieți. Omul meu n-are dreptate. Bă, și mă dezamăgește, Wolf. De unde luați, mă, chestia asta cu 16 ani? Trebuie să ai minim 15. Unde-i, mă? Invitații. Stați așa, băieți. Așa. Și se bată ăștia aici. Unde-i, mă? Uite, că asta este o link de invitație full. Deci nu pot să-l iau, pentru că e modul stream-ul activat, nu-i așa? Da. Urăsc chestia asta, urăsc când trebuie să dezactivez modul streamer ca să văd asta. Dar de ce gen? De asta nu înțeleg. Mă rog. Intrați pe link-ul ăsta, băieți, care las eu acum pe live. Intrați pe link-ul ăsta, pentru că ăsta e link-ul nostru de Discord și o să găsiți acolo multe chestii, giveaway-uri, Brawl Stars, multe altele. Nu-i corect, m-am omorât. Ce s-a întâmplat, frate? Adică te-a omorât. Cine te-a omorât? Ce-ai făcut, mă? Adi? Cum n-ai bat o ripon? Ce, mă? Hai să zic care au rămas ultimii colegi și... mă rog, ultimii 2 8-bit în viață. Entitatea și Laur, aparent, ok. Entitatea și Laur. Entitatea... Laur. Hai să vedem. Hai să punem F11. Schimbăm asta, scena. Vedeți și voi. Hai să vedem. Cine câștigă, ia colet. Entitatea? Ok. Entitatea ia colet și... Și Laur ia Frank. Let's go. Adi, da, dar depinde cu ce ai făcut, gen, cu cardă sau cu paysafe, pentru că dacă ai făcut cu paysafe nu poți. M-a omorât colet. Aie, bro, se mai întâmplă, n-am ce face acum, gen, nu putem să reluăm totul doar pentru chestia asta, îmi cer scuze, man. Rău, le-am băgat din greșeală. Hai că da, bro. What the fuck, Discord? Ia. Yeah. Am luat din greșeală un power cube, da, nu-i...
Deci tot ce vă cer să nu vă omorâți între voi. Na, ne-a luat pe amândoi. O mică sugestie, entitatea să dai superul mai aproape de lag, gen. Pentru că altfel nu o să apuci să împingi pe ceilalți. Așa, bun. Așa e perfect. Nu mă sper că vă muriți acolo, gen sus, nu aici. Uite-l nebii, Iulian, unde e? M-a luat colet. Băi, te-a luat? What? E un joc, dar puteți intra, gen. Bă, Ioan, vezi că n-ai voie să faci asta. Așa, mersi că l-ai omorât-o pe Ioan. Ne-ai făcut ziua mai bună. N-ai voie să faci asta. Nu știu dacă era Ioan sau Ioan, Iulian sau Ioan. Păi Ioan, ai dat ghege, bro, ca să teleportezi. Păi, what? O dată cu mine? Bă, nu știu, mă uitam pe cea, că e o problemă la server acum. Că nu știu de unde iau oamenii mei chestia asta, că trebuie să ai minim 16 ani ca să intri în staff. Că trebuie să ai 15. Mă rog. Hai să vedem cine ia... Iulian s-a teleportat de 3 ori. Bro, vă dau kick. Pă bune, stai că mă uit acum. Ok, văd acolo că și-a pus o ultimată. Și-a pus iar ultimata. Hai să vedem. Văd că, oricum, știu că la început... n-a apucat să dea în el deloc. Ok, aici n-a... Aha! Iulian, aici e făcut tată. Ia uite, stai că pământul dată, ca să vedeți și voi, gen. Ia uite, și s-a teleportat. Bă, hai mă să fim serios, gen. Ok, deci Iulian era, nu Ioan. Ok, îmi cer scuze, Ioan. Adi cu Andy, da, Adi cu Andy, am văzut Skitter. Bun, deci... Hai să vedem cine ia dintre Andy și Adi. Yes, window capture. Ia, deci cine câștigă ia colet. Cine câștigă ia colet. Aparent, Adi ia colet. Ia uite, Ren, eu vreau colet, uite că ți s-a... Na, ce să zic. Iuliane, băieți, am o întrebare. Să-i dau click lui Iulian sau să-l las? O fac după voi, hai. Pentru că s-a teleportat de 3 ori, omul meu. De 3 ori s-a teleportat în meciul ăsta și l-a mai și omoră pe Ioan după. Să-l mai lăsăm sau nu în meci? Lasă-l. Dacă Ioan, care pe el a fost cel omorât de Iulian, spune să-l lăsăm,
Lasă-l. Deja ai dedusem și select lui Colet înainte să câștig. Ia auzi, mă. Bine, mă, hai că las. Hai că las, voi ați decis. Hai, hai, dați ready. Direct kick. Și ce, bro, Adi, și ce? Da, știu că e nume personal, substantiv personal, pardon, dar... Da, da, știu, Shadow, nu mai știu cum ne poate chema pe joc, am uitat, am pareză. Laur, nu știu cum care erai din meci. Da, știu că am zis chestia asta, dar dacă lumea a decis să nu... Adică până și la care a fost omorât, a zis nu. Oricum, n-a câștigat nimic agent dacă s-a teleportat. Doar a pierdut timp, sincer. Are titlul pe 8-bit? Să mor tu. Mă rog, nu să mor tu, doamne ferește. Dar pe bune? Care are, mă, titlul pe 8-bit? Mugurele? Ce a fost asta, Mugurele? Mugurele? Mugurele. Știi că pentru asta primești kick, nu? Sper că știi asta. Hai mă, hai mă, ți-am mărit netul, bă. Hai mă, păpune. A, bine, bai, poate să te cred, dar gen, totuși, în toate astea ce trebuie să facem, că ai murit două persoane, chiar dacă n-ai pus tu, din cauza ta au murit două persoane, ce facem? Da, o să pun darea de HP, mersi foarte mult, apreciez această sugestie, chiar e ok, chiar e o idee foarte bună. Bă, m-am urmă, Gurel nu-i corect, da, știu. Kick mie! Andy! De ce ai făcut asta, că noi puteam să câștigăm un... Soarta mea. Chica. Ai de viața mea. Aveți aici rumul de la... Bă, codul de la rum, nu rumul de la cod, ce dracu. Vere câmpic... Nu, că rom meciul, stai liniștit, bro. De ce ați omorât... Nu, Franco, am omorât Coletul, nu Franco. Am omorât Franco, Franco a omorât Coletul, de-aia are rom. Kikandi, lasă-mă, lasă, că tu măcar ai fost prețit acolo, mici. Dar asta e a doua oară pentru Alex care, gen, omoară persoane, gen, știi? Și-a bătut joc. Da, ai primit cake, din păcate, că eu chiar vreau să rămâi în râm. Bă, dar tu nu pui Nightbot? Păi da, dar spamă cu mesaje. Bă, să știi că ar fi chiar o idee foarte bună. Bă, de ce sunt eu idiomă? Bă, uite-mă pe Alex care îmi dă idei foarte bune, mă, știi, azi nu-mi dau, mă. Bă, îmi dă vorbe și nu-mi dați voi, mă. Așa am ajuns. Bă, ce dezamăgitor, mă. Aș putea să pun chestia aia cu Discord-ul, mă, poate, măcar să nu mai spamez eu cu link-uri ca idiotul. Uite, mă, că zice vorbe, mă, și nu ce-ți voi, mă. Rem post la poza lui 2D Spike și dacă nu ai pe 2D Spike, eu am poza lui Mega Edgar și nu am skin-ul. Aparent da. Hai că pun. Dar nu pot să pun. Că sunt în room. A, trebuie să ies. Stați așa, băieți. 8-bit run. Edit. Dați ca să pun darea de regen pentru Frank și chiar și pentru Cole. Dar cum le pun, gen? Pun așa aici, mai multe gen. Și vă pun pe voi altundeva, că oricum nu contează. Bă, măcar să fie naibii. Așa, măcar așa. Bun. Quit. Kit, quit. Kit, quit. Kit, quit. Bine, battle, intrați aici pe codul ăsta. Mai dai, mai iei, exact.
Ren a zis entitatea că vrea să fie înjurat de Ren, idolul lui. Wait, what? Hai că a zis dacă e. Buddy, eu zic să nu bagi cuvinte în gurile oamenilor, pentru că asta arată nivelul tău de cultură și de respect asupra oamenilor. Vreau să zic că la Alexandru și să fie și așa, mă, nu-mi pasă. Nu-mi pasă, nu o să înjur pe nimeni, bro. Ia. Unde naiba dau? Cum, mă? Dar nu, mă, default, gen. Regulars? Ce naiba asta? Bă, dar cum bag, gen? Nu prea pot să bag mesaje automate, gen să fie scrise pe chat pe Nightbot. Hai, dați ready. Bă, stai. Andy și Adi sunt în room? Un Andy e în room, dar... A, hai că-i și Adi, hai că-i și Adi, hai că ați apucat amândoi. Bă, să nu mă omorâți, mă, calmați-vă, ho! What the fuck? Ah, lembi ce de el stream snipe. Aia zic, bă, nu, tu ca Frank nu mai trage, că altfel nu ți se mai face viața. Da, ar fi de să fac și chestia asta. Dar ar merge mai bine cu Streamlabs decât cu Nightbot. Bă, de ce dați? Bă, eu nu vă înțeleg, de ce dați? Mă rog, pentru mine, nu, mie nu-mi pasă dacă mor sau nu, că eu fac rumul. Dar gen, de ce dați aiurea? A, ok, deci să înțeleg că la ori e bot, acum. Ok, hai că dacă intru direct să văd care sunt ultimii doi decât să mai dau replay. Eu eram la ora, am înțeles, ok. Deci am rămas 5 aici. E ok, bro. Ia mă, ia. Pumă, Bă, fără enable. Bă, de ce e enable de ăsta? Disable. Nu e ok ce setoria mea aici. Care au fost ultimii doi care au rămas? Ai zis la ora? N-am zis, bro, la ora. Iulian... Stai, că a rămas unul. A sărit unul puțin mai târziu decât celălalt. Stați așa. Petri sau Iuliania? Care a sărit ultimul? Petri, cred. Da, Petri și David, ok. Petri... David, hai să vedem cine o să câștige dintre ei doi. Cine câștigă, ia Colet. Ok, David, ia Colet, David. A venit Dodorel. Cine câștigă, ia pachet. Da, bro, a luat pachet. A luat pachet. Bun, deci David, ia Colet, ok?
Bă, dacă mai prind pe unul că-i moare netul, că ăsta e al patrulea băiat de pe live care spune că-i moare netul pe live. Și gen moare și îi moare practic netul și intră botul și mi-o moară pe toți. Deci, dacă... Salut, Dorel! Da, a venit Dorel, bro! Spuneți-i respect pentru el. Mă doare la... La ce te doare, mă? La ba... La baită? Când vine... La... Mă rog, hai să nu mai... Nu știu, poate nu știu eu vorba aia, habar n-am. Când vine în școală... A, deci oricum trebuia să pleci să înțeleg, ok. Bă, dăm kick? Unde ești, mă? Ah, Laura, da, corect. Aveți aici încă un loc liber. Doctorul pot apărea la tine pe clip. Bă, stați mă că deja exagerați, bă. Stați mă așa, bă. Hai mă, îi spuneți acolo un salut, un ceva, dar nici chiar așa de departe, Adi. Hai să fim serioși, eu zic să rămâi la mogărul tău, la Monging, la Harvard, la astea, man. Bă, Adi, gata, mă, că omul poate chiar e un serios, stai așa. Adică, a intrat Dodorel în room, what? A intrat Dodorel în room, what? Ce e la monging? Hai mă, că știi ce e la mogging? Hai să fim serioși. Iulian e offline. Iulian nu ai fost ultimul. Penultimul. Nu știe să dea mog? N-are mă cum să nu știe, că el făcea tot edituri de-astea cu Rafael, cu Mogging, cu Mewing, cu astea. Ia uite mă ce zice, nu, tot trebuie să vezi ce strip n-ai pus, dau dacă nu mă bagi în seamă, bă, lăsați-l mă în pace. Ia uite mă să-i spui la cum toți. Hai, dați ready, băieți. Deci toți luați 8-bit. Dodorel la 8-bit? Sper că ai 8-bit. Vă rog pe Dodorel pe toți. Hai, care e iubit? Are. Bun. Că l-ai mor de când l-am instalat. Am înțeles, man. Am înțeles. Bă, să nu... Bă! David, de ce ai făcut asta? Davide! Ok, excepție. Nu-l băgăm în seamă pe omul ăla care a murit acum, pe naiba. Davide, mâncat ce sufletul tău, gen... Nu e Frank? Wait, what? A ieșit Petri? Petri nici măcar nu e în room! Bro, Petri nici măcar nu e în room! Ren mi-a spus să nu vă... Să nu vă bag? Cred că ai văzut să zici, abar n-am. Bă, dar nu-i Petri în room. Bă, nu-i Petri în room, ce face? Că nici nu-l văd online. Să dea în seamă. Nu, cred că omul a vrut să zic altceva, mă. Omul cred că a vrut să zic altceva. Bă, eu nu-l văd pe Petri online, gen. Nici nu cred că l-am la prieten. Ba da, mă, l-am la prieten pe contul ăsta. Uite, stai că mă uit acum. Uite-l pe Dudoel. Uite, l-am. Nu mai e online. Nu știu ce trebuie să fac aici. A, ok, dați așa, că oricum a mai venit lume nouă, deci ca să vă explic. Sunt 8 8-bit, practic, o persoană care trebuie să ia 8-bit, o persoană care ia Colette și o persoană care ia Frank. Colette și Frank sunt în aceeași echipă. La spawn sunt foarte multe cutii, power cube urgent și Frank trebuie să le ia pe toate ca să aibă foarte mult HP. 8-bit, toți 8-bit o să meargă în bush, trebuie să meargă în bushul ăla galben și cam atât trebuie să facă ei. După aia, Coletul trebuie să dea damage în Frank, pentru că Colet și Frank rămân la spawn. Și Colet trebuie să-i împingă pe toți 8-bit în jumpedurile alea. Dacă 8-bit sare pe acel jumped, pierde practic. Ultimii 2 8-bit care rămân în viață vor fi practic puși la păcănele amândoi și care din ei câștigă o să ia el următorul colet și cel care pierde ia Frank practic. Și tot așa. Să te dai cu părerea pe Discord, așa a zis Hâțones, ok, după. Dodorel, vă să-mi accepti prietenia pe Brawl? Bă, Adi, bă, eu te știu om bun, bă. Dar ești puțin cam disperat în acest moment, man. Iar sunt eu, da, rămâi tu, dar vezi că ai pus puțin cam fără obraz la faza aia că l-ai omorât pe om. Nu știu pe cine ai omorât, sincer. Bă, stai. Hai, deci nu, hai să facem altcumva.
Cine ia Frank? În afară de David. David, al câtelea ești? Al optelea, bun. Deci David e scos, practic, ca să nu pice la a doua oară. F11, schimbăm. Bă, nu băgați de seamă ceea ce se aude acum pe fundal. Care pic acum nu se pune, am apăsat din greșeală click, fără să vreau. Close. Bun. Așa. Cine pică acum ia Frencu. Mă rog, dacă vrea. Cine e mă ăsta, Dodorel? N-are mă cum să nu știi, bă. Ai mă dezamăge și tu. Alexandru ia Frank, aparent. Alexandru, dacă ești pe chat, vrei să iei Frank? Ca să știu. Câți bani ai dat pe bifa aia? Hai că da, Adi, hai că deja ești, hai că deja ești fără obraz, Adi, hai că deja ești așa. Hai că deja ești așa, Adi, hai că... Bă, Alexandru a luat Frank sau nu? Sper că a luat Frank. Stai că nici măcar n-am schimbat scena, naibii. N-a luat Frank. Iau eu Frank! Ne omorâm, iau eu Frank, ba picioarele. Iau eu Frank, băieți, hai să ne omorâm. Iau eu Frank, ba pic. E al treilea meci în care nu putem face nimic ca noi, băieți. Noi suntem de râs total. Cu așa moderator n-ai nevoie de dușmani. Nu mă, fac ăștia la Caterinca, dar fac Caterinca proastă, mai ales Adi ăsta. Păi pe Twitter cu bani, păi și legătura are bro Twitter-ul cu YouTube-ul? Să mor tu ăsta. Da mă, dai Dodorel. Îl știi, ai că deci... Schittle chiar nu cred că îl știe pe Dodorel, dar haide. Așa, bun. Iau... Bă, de când apare că ești la quest în room? What the fuck? Nu de mă, Frank. Iau eu, Frank. Doar dați ready odată, că deja m-am suturat. Îl știu de pe shorturi. Ăla care țipă microfon ca disperatul e Dodorel. Păi, na, ăsta e entertainment în ziua de azi, care-i ideea? M-a făcut ninja la trofee pe Brawl Stars? Aia e. A descoperit America. Ba da, știu că făcea terlist cu jocuri de pe Roblox. Sau poate te-ai uitat-o acum și na, mă rog, nu, îți dai seama. Ok, te cred, hai, dați ready. Mă, dacă nu sunteți abonați toți de aici de la Dodorel, dar n-are cum, trebuie să fiți. Da, trebuie să fiți, mă, cine nu e abonat aici la Dodorel? Hai să fim serioși. N-am câștigat niciodată pe să pot eu, Frank. Bă, care ala mă, Frank, acum? Omoară-mă! Alexandru, omoară-mă, hai, omoară-mă, omoară... Nu, 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 nu! De ce? De ce? De ce? De ce? Ok, Alexandru primește kick, ba, picioarele! Efectiv, a ieșit din room când a dat ready. De ce faceți astea? Bă, de pe joc, pardon. Când a dat ready. De ce faceți astea? Aveți aici codul de la room. Ba, picioarele. Eu nu sunt. Nu ești abonat la Dodorel, am înțeles. Dacă mai vine nimeni, care vrea mă să intre înapoi? Dar nu Alexandru ăsta, că mă mai enerva, gata, nu mai... Mi s-a luat de el. Alexe, vii mă un meci? Skittle gen. Vii un meci? A, intra Miha... A, nu, stai, ăsta e alt rup. A mai ieșit cineva. A, Skittle, vrei să vii mă un meci? S-a mai ieșit un meci? Păi da mă, că oamenii mei nu înțeleg. Am luat eu Frank, am zis gata. Nu am Brawl Stars? De ce n-ai Brawl Stars? Ce s-a întâmplat, mă? Uite, David. Hai că... Bă, a ieșit... A, stai că David ieșise. Ups. David ieșise, ups. Ok, jucăm așa, doar hai să jucăm. Iau eu Frank. Bă, stai că a ieșit Coletul. Bă, nebunesc, bă, nebunesc, nu mai pot. Ok, în afară de 1,
Hai, cine pică? Cine naiba pică pe ăsta? Cum naiba îl cheamă, mă? Colet, par ba picioarele, că nu mai pot. 4. Cine e, mă, 4? Entitatea. Entitatea, vrei tu să iei Colet? Vrei tu să iei Colet? Sau nu? Ca să știu. Nu vrea? Vrei tu, mă? Aia e că uite, că a zis că vrea, uite. A zis că vrea omul. Omul respectă timpul tuturor, respect. Nu ca Alexandru ăsta care... Ce-a pus chestia aia, man, what the fuck? Așa, bun, hai, dați ready. Deci, doar să ies să jucăm o dată. Dodorel, să știi că te-am la abonare. Ce părere ai? Salut, boss, da, ia, da, pe contul mare am lista de prieteni full. Deci nu prea pot să dau atac acum, practic, pe contul mare, dar pe contul secundar, da, ai, cred că ai tag-ul în descriere, nu știu sigur. Bun. Știi, bă, nu da, mai dați, mă, bă. Bun, acum mergeți toți acolo, hai. Toți să vă văd acolo. Acolo toți, hai. Toți 8-bit. Adi. Așa, bun. Stai, 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 ca să mă dau eu, stai, ca să mă dau eu. Na, uite-și la ăștia. Hai. Hai, pe cine împinge primul? Gen fix drept trebuie să mergi, nu diagonală, că după aia nu să ajungi să dai nici. Omoară cineva pe toți? Bă, nu mai dați mă unul altul. Că vă babă. Bă, Schitel, ce n-ai pe mă acolo? A, creeperul Dodorel. Ok. Am crezut să n-ai că ai pus ceva. Prostesc că ai mai făcut chestia asta dată. Ba, nu ai făcut, dar gen mă aștept la tine. De ce te mai am la moderator dacă te aștept? Dacă mă aștept să pui așa ceva, mă rog, las. Nu știu cine a murit, dar sper că a murit ăla care e după zonă. Fac curt. Am luat pe cineva. Reunește că Dorel m-a dat de gol și am pe... Ma, ce vrei să fac acum? Ce vrei să fac acum? Dăm 5 lei. Dăm 5 lei și tot eu îți dau kick. Bă, nu! Ok, hai cam, hai că nu se pune. Nu se pune, tot aici sunt, tot aici sunt. Hai, dăm, așa, hai, du-te, du-te. Marius Kick? De ce, bro, ce-a făcut? Cum a murit Dorel? What the fuck? Cum a murit Dodorel la faza aia, Clet? M-am împins, am pierdut? A, ne vorbim mai de atunci. Dodorel, nu e așa că îmi dai și mie un sub la canal, că vreau să mă apuc și dacă îmi dai sens o să fii cel mai fericit copil. Nu, nu o să fii cel mai fericit copil pentru că o să lase a doua zi de YouTube, să lasă, zic eu. Am fost al doilea. Pe cine a mai fost? Stai, cine a mai rămas? Ba da, așa e, nu, n-ai încredere în Skittle. Stai să văd care a mai rămas penultimul, gen după Tudorel, sau mă rog, ideea e că care a rămas pe ultimul. Deci aici Tudorel cu Ioan. Ok, Ioan și Tudorel. Hai să vedem, mă. Băgăm la păcănele. Băgăm la păcănele. Dodorel și cum te cheamă, mă? Bă, care era, mă? Care era, mă? Că am, nu știu, am Alzheimer. Ioan, mă, Ioan, așa, Ioan. Așa, bun. Date așa. Ba, picioarele nu-mi pasă. Stați. Am o dată pleacă cu asta de aici. Dar pare reclame iurea. Bun, hai să vedem. Cine câștigă?
Cine câștigă ea? Bă, dar stai, Dodorel, tu ai colet? Da, mă, pe bune, dă-și tu codul? Păi stai mai așa puțin, mă. Dodorel, vrei să iei prank? Scoate boții? Stai mai așa, că eram și eu în mijlocul... Aoleu, edițule, oricum n-am colet. Mamă, n-are colet. A, deci vrei să fii Frank? Nici ăsta n-are colet. E, ia păi, bă! Care a fost, mă, Andy? Andy... Dar ce făceam ca Frank? A, păi practic ca Frank doar stai. Asta-i tot ca Frank. Doar stai, în afară de boxuri, trebuie să stai pe alea verzi și să o ajuți pe colet, practic, ca să-și facă ultimata. Cam asta e tot. E cel mai boring lucru, I know. Dar lumea aparent vrea să fie Frank. Niciodată n-am înțeles chestia asta, gen lumea, bă, vrei, poți să fii o Frank în loc de, poți să fii o 8-bit, pentru că mi se pare că e mai interesant să fii 8-bit decât Frank. Dar haide, lasă așa. Îmi place să stau. Păi da, și lumii aparent. Așa, bun, deci Andy, tu iei colet. Pentru că Ioan nu are colet. Dați ca să schimb și scena, ca să aveți codul aici cei care vor să intre. Dodorel, ce pot face pentru un salut? Bă, Adi, deja ești. Eren, te rog, fă-mă prank. Exact, asta zic, asta zice lumea. Dar noi nu înțeleg, pentru că e cel mai boring lucru să fii prank, dar totuși e nevoie, pentru că na, nu se poate face minigame-ul sau... Bă, ba nu, eu sunt fanul lui numărul 1. Sau al lui Eren. Mai Eren... Dodorel, da, știu, dar Mielene. Mielene îți fac încă un window capture pe una, pe o altă scenă. Andy, Andy, nu Adi. Andy, 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 Andy. Eu am câștigat, eu trebuie Frank. Păi, nu, tu trebuie colet. Pentru că nici Dodorel nu are colet. Deci, practic, cine pierde ea Frank din chestia aia. So, ok, hai că e full. Deci, eu iau colet. Stai, nu. Ce iau, mă? 8-bit. Așa. Și Andy ia colet și Dodorel ia Frank. Desigur, dacă doresc. Dacă nu, schimbăm. Dar sper că nu. Dodorel este regele Mog. Exact. El este. Hai, bă. Bă, Alex, stai mai așa, Skittle, stai, mă. Ce naiba, mă? Dacă vrea, dar totuși. Mi se pare cel mai boring lucru în gaming. Hai că da. Eu eram de fapt tren. What? Tu erai man? Bro, what? Mă, ce? Tu chiar donezi Brawl Pass? Cine? Eu? Da, donez la săraci, hai că nu. Nu, sunt prost pentru chestia asta, îmi trag cuvintele în ban picioarele. Deci, Andy, știi ce trebuie să faci? Bă, nu mai dați, mă, Dodoreli, hai! Nu mai dați în tutorial, ce dracu? Nu mă bagă... Păi da, pe... Na, mă bagă pe mine, Andy. Felicitări, Andy, respect. Păi da, mă, da... Skittle, trebuie să fii și tu mai așa, mai... Explorator, tu ai rămas pe zona aia ta de... Ca Adige, amândoi sunteți disperați în acest moment. Păi și voi, mai, Caterinca, mai alea. Păi a postat că la 5... Da, donez, da, știu că donez la 5 ca... Donez, mă rog, donez. Zici că sunt de la care are charity-uri de alea de 50.000 de dolari. Să spui donez. Da, gen, o să dau la giveaway două propesuri la suma de 5.000 de abonați. Ce mai e fanul tău? Cine e, mă, fanul tău? Dodorele, fanul tău, nu tu al lui? Sigur n-ai vrut să spui invers? Da, mă, da, bine, hai, cum zici tu, lasă, așa. Ioan, îmi pare rău, bro, dar gen, cum am zis, na, n-ai Frank, dacă picai tu, gen, să nu fii colet, lu-ai Frank, dar ai picat să iei colet, deci, na. Și în plus, dacă luai Frank, Dodorel nu are colet, deci, din nou, n-aveam ce face în situația asta.
Îți fac eu o promovare, mă, dar pe altceva, Skittles, îți fac eu altceva promovare. Stai așa, n-ai tu cont de OnlyFans, nu ți-l bag eu aici. Îți dau expose. What the fuck, cine n-are Frank? N-are colegi, la asta mă refer. Ba nu, mă. Bă, ce zici, mă, că n-ai, că nu mai știu. Cum m-am tâmpit de tot, bă, nu mai pot. Nu ești mica ca Dorel? A, da? A, dar cine să mai dă, mă, gift pe Fortnite? Ia zi, cine să mai dă gift pe Fortnite? E, păi, bă, gameș. V-am... Bă! Ia acum, bă, că nu mai e prank aici. Bă, nu mai dam în spam, bă, calmează-te, vere, oh. No. No, băieți, stați, stop joc. Băieți, hai să vă zic ceva, mă, băieți, hai să vă zic ceva. Bun, acum sunt 8-bit? Păi, practic, da. Care naiba au rămas ultimii 3 în viață, ca să știu și eu? Facem așa, gen, facem cu roata aia, ce naiba. Mă, bă, de ce naiba, bro, calmați-vă, Adi și Iskitel, deja exagerează mâncava și... Mă, frate, lasă-i în pace, nu-i băga în seamă, bă, dodurele, că mă fac de râs ăștia, mă, băga mici. Vreau și eu nume albastru. Păi, what? Bun, cine a rămas în viață după ce a fost împins sau omorât Dodorel? A, Dodorel a fost împins, ok. Cred. Deci pe cine avem? Stai că s-au omorât oamenii mei. Ia. Max, Adi, Iulian și Entitatea. Bă, practic nu se pune că... Așa, deci Max, Iulian și Entitatea. Hai să vedem. Max, Iulian, Entitatea. Deci unul dintre voi care câștigă ia colet. Și după aia nu mai știu cum eram. Ba, picioarele. Cine câștigă după aia ia Frank, na. Scuze, n-am ce face. Bă, dar de când avem Dodorel nu mă bagă deloc în seamă. După mă duc, ok. Iulian. Iulian, ai colet? Mui direct. Că deja are colet. Bun, Iulian ia colet și hai să vedem. Dintre ei doi. Dintre Max și Entitatea. Care ia Frank? Hai să vedem. Unul din ei scapă, by the way, practic așa. Entitatea trebuie să iei Frank. No, Adi, no, pentru că am văzut că ai fost dat în același timp cu Frank, deci practic, chiar dacă Frank nu era dat, tu oricum murei la faza aia, so whatever. Nu ai jucat la campionat? Mă pici pe el. E cel mai boring lucru de pe jocul ăsta, campionatul. Da, bine, mă, stai. Nu mai joc acum, ai... Nu mai joc acum. Păi, ai fost împins, practic, odată cu Frank. Deci tu, dacă nu era Frank, tot erai dispărut. Ah, ok, hai că schimb scena. Scena, mă rog, nu scena. Capture-ul, că eu sunt idiot și nu sunt stare să fac o altă scenă. Trebuie să știți că eu ies, că mi-e somn. Bă, un match mă mai dați, mă, un match, că oricum kill ai avut după un match mai dați. Gata, bârfa, un match, doar atât, că oricum o să plecăm după, o să kill ai avut după. Pot spune un salut măcar, bă, lăsați-l bă în pace, bă, bă, nu-l mai disperați atâta, ați nebunit la cap. Ia-o treci pe Mario, faie verde, creierud. I speak English very good, da, așa este, bro. Iulian e acolo și... Entitatea Frank. Da, așa era. Eu n-am schimbat măcar cărțile pentru mâine, adică... Bă, lăsați-mă în pace, bă, disperaților! Bă, mă, jur! Bă, mă, jur că vă scop modul, bă, că voi îmi stricați imaginea, mă! Băgame și gâtul vostru! Bă, Iuliane! Nu face așa greșeală ca David ăla. Că și el a omorât la fel. Așa, bun. Hai.
toți în, aici, în mijloc. Adi, Adi, Adi. Ia omoară-l, mă, pe Adi. A, nu, hai, hai, las. Nu în față, păi da, dar mă rog, o să schimb eu puțin mapa, o să o ajustez eu după. Mă rog, când o să mai facem live cu rumuri cu abonați. Vedem după ce o să facem. Iulian, by 2, vezi că îți dau un tip. Stai fix lângă lac ca să ne poți împinge mult mai tare, gen. Dacă stai după Frank, nu o să apuci să ne împingi, nu o să fii destul de în față. Uite, ca acum, gen, Edito acum a plecat, dacă... Uite, eu nu sunt nețimțit, eu stau aici, dar gen, ceilalți nu stau, so whatever. Iulian apare la omor pe Edito, dar, by the way, asta e un fel de excepție, n-avem ce facem. Adi, lasă-mă puțin, stai să... Bă, Iulian, fii atent. Hai că cred că am învățat omul, că am văzut că a ajuns până în colț. Nu cred că ajunge până în colț dacă nu este fix alac. Dar recomand să dai drept ultima ta, că altfel nu o să poți. Dacă dai pe diagonală, nu o să poți să-l împingi la fel. Uite, ca acum, gen. Bă, mă doare gura, bă, la cât am vorbit, să mor eu. Oh, papa, dodurel, ok. Nu știu cine a câștigat. Știți ce? Mă doare plus undeva. Aia e, se mai întâmplă. Un match? Nu, no, mai bro, ai, îmi cer scuze, dar e târziu. Cred că comand o pizza, o mănânc. Editez un clip pentru mâine și aia e. Te doare gura că ești Yapper? Da, bă, eu sunt Yapper de la Nerd Kid, Yapper care îl urăște toate mă stai, îl urăsc, nu îl urăște. Îl urăsc toate speciile de oameni de pe lumea asta. Deci cam atât cu acest live, noi ne auzim altă dată, nu știu când. Sincer, la cum a fost live-ul ăsta, cred că ultimul live care o să-l mai fac eu pe lumea asta o să fie ăsta, gen. Adică nu cred că o să mai fac vreodată live-uri. Nu, glumez, mă, ce aveți, cred că sunt la viitoare o să fac, nu știu, apar n-am. Spre joi încolo cred că o să mai fac live-uri. Până atunci ne auzim pe short-uri și pe clipuri. Apucă-te de AFK Journey, nu știu n-ai o să vedem după pe Discord, dar e, ne auzim data viitoare, nici măcar n-am tabul de YouTube Studio pregătit aici ca să închid live-ul, sunt un idiot, așa că, papa, sper că am făcut 20 like-uri, dacă n-am făcut 20 like-uri, aia se mai întâmplă, pa, ciao!